Vrea dacă îmi permite și un scurt comentariu pe legea domnului Dragnea. Slavă Domnului, a fost trimisă înapoi, am fost adversarul ei, probabil ați văzut și pe Facebook postarea mea legată de această lege a, stați că ea îi spune mai frumos, nu-i mai spune legea defăimării, spune legea toleranței, da. Nu este necesar, avem legislație, slavă Domnului, care blochează și atitudinile de tip fascist și atitudinile antisemite și declarațiile antisemite. Eu însumi am fost obiectul unor analize la Consiliu declarații de acest tip. Am fost și sancționat public, deci funcționează sistemele în România. Nu cred că era cazul să mai avem o lege care... Eu aș vrea să priviți puțin mai subtil la această tentativă a domnului Dragnea și poate cu altă ocazie o să o discut. Cine ar fi putut să supravegheze, cine avea capacitate în România să supravegheze mijloacele IT? Cumva credeți că vreun comitet numit de Parlament? Hai să fim oameni serioși. Eu, și, eu știu o singură structură a statului român care poate face acest lucru și ăsta-i SRI-ul.